Bistra și surori, doamnelor și domnilor, pentru mesajul în limba română, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Doi Împărați, capitolul 13. Voi citi un singur verset, versetul 21. Doi Împărați, capitolul 13, cu versetul 21. Și aici, cuvântul Domnului spune în felul următor. Și pe când îngropau un om. Iată că au zărit una din aceste cete de moabiți și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Amen. O istorie care foarte rar se aude să duci un mort la cimitir și nici să nu poți să-l îngropi cum trebuie, de spaimă că au văzut niște ceti de moabiți, de hoți, de tâlhari care mercenari, care atacau pe Israel, atacau satele, atacau localitățile și atacau pe oameni, de frică, au văzut un mormânt care era deschis, era mormântul lui Elisei și în loc să-l pună frumos, l-au aruncat pe mort acolo. Sigur, cimitirile nu erau ca cele de astăzi, locul unde se mormânta, era uh, săpat în piatră, de aceea au putut să pună mortul în, în groapa lui Elisei, Mortul s-a atins de oasele lui Elisei, că într-un an de zile de când a murit Elisei, a putrezit, a rămas numai oase. Că dacă vă uitați la versetul 20, spune Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor au intrat în țară niște cetii de moabiți. Deci la un an după moartea lui Elisei se întâmplă minunea despre care am citit în versetul 21. Mortul acesta are surpriza vieții și morții lui. Nu și-a putut închipui câte vreme era în viață, ce se va întâmpla cu el, și apoi marea surpriză pe care o are este că în din morți și în loc să se adune oameni în jurul lui și să îl întrebe cum a fost dincolo, ce se întâmplă când mergi dincolo, care e viața pe dincolo, toți se-l abandonează, o iau la fugă, banca la menință să-l omore din nou. O ceată de tâlhari. În seara aceasta, frașesorilor, domnilor și domnilor, voi sta în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Surprizele unui mort. Surprizele unui mort. Și vom vedea că în această istorie reală, deci este literal, așa cum este prezentat în Scriptură, în această istorie reală este de asemenea zugrăvită o taină din mântuirea noastră, a oamenilor. Și taina aceasta este prezentată în moartea și în vierea acestui om în niște detalii extraordinare care să ne facă pe noi și să gândim mai adânc cuvântul Domnului. Primul lucru pe care îl învățăm din acest pasaj, din surprizele acestui mort, este acesta, răsunetul lucrării tale. Răsunetul lucrării mele. Biblia spune următorul lucru. Evrei 11 cu 4. Abel, deși este mort, ce face? Vorbește și astăzi. Aceasta este marea realitate. Că viața noastră are un răsunet și după moarte. Elisei a murit și uitați-vă că și după moartea lui, el are răsunetul, reputația unui om care încă poate să facă minuni. Pentru că mortul acesta s-a atins de el și mortul a înviat. Elisei a rămas mort mai departe, dar a înviat mortul care a, fost, a venit în contact cu el. Roman 14, 7 la 8, Apostolul Pavel spune, În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul Murim. Deci, întrebarea este, uitându-ne la Elisei, în prima dată, ce lăsăm în urmă? Care este reputația mântuirii noastre, a lucrării noastre? Și două lucruri putem să lăsăm. Și rămân, și afectează. Aș vrea să notați lucrul acesta. Putem să lăsăm în urma noastră păcatul, murim ca păcătoși și dacă se întâmplă lucrul acesta, că mori păcătos. Vreau să spun că lași în urmă afectate patru generații de oameni care descind din tine. Patru generații de oameni. Exod 34 cu 7. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că păcatul în care ai murit și în spatele căruia, bineînțeles, a fost un demon sau mai mulți, rămâne, planează peste familia care rămâne în urma ta până în patru generații. Și dacă în familia ta găsește imediat o ușă de intrare în vreunul din descendenții tăi, pe acela îl chinuiește și mai rău decât ai fost tu sau eu dacă am murit în păcat. Deci patru generații pot să afectezi. Răsunetul păcatului așa este de rău. Dacă îl slujești pe Dumnezeu însă și ai viață sfântă, Răsunetul lucrării tale sau a mele, știți cât merge. O mie de generații. Este așa de bun, Domnul Isus Hristos, că dacă cineva l-a slujit și a murit în credință, îndurarea lui Dumnezeu rămâne peste descendenții lui în o mie de generații. Și imediat când cineva își deschide inima către Dumnezeu, ființa aceasta, este binecuvântată chiar dacă s-a născut la o mie generații după tine. Noi influențăm pe oamenii din jurul nostru nu numai când trăim și după ce murim. O să vă surprindă ce vă spun acum. Pe mine m-au influențat în viață, în slujire, trei oameni morți trei oameni morți. Unul este Iisus Hristos, dar el a și înviat. Al doilea este Apostolul Pavel, scrierile lui pe mine m-au afectat și m-au influențat cel mai mult în Scriptură. Și al treilea om care m-a influențat foarte mult în lucrarea mea, deși este mort, este Charles Spurgeon. Eu am învățat teologie în toți anii în care am învățat și am studiat, dar vreau să vă spun, ca să predic și ca să cercetez cuvântul Domnului, eu am învățat de la Spurgeon. Când am putut să citesc în limba engleză și am văzut scrierile lui și am văzut la acest om că se poate predica dintr-un verset sau dintr-un jumătate de verset, am zis, Omul acesta trebuie să fi fost ceva. L-am studiat îndeaproape, l-am studiat cu deamăruntul și am învățat cuvântul și predicarea cuvântului după spărgere. El a fost influența cea mai mare în viața mea în această, în această privință. Deci, primul lucru pe care îl observăm în această istorie este acest mare adevăr, răsunetul lucrării tale, răsunetul lucrării mele. În Republica Sud-Africa s-a născut un om, Andrew Murray, care a fost un mare predicator și un mare om al rugăciunii. Andrew Murray a călătorit la vremea lui, la începutul secolului al XX-lea, a călătorit și în Statele Unite, și în Europa, Anglia, în multe țări din Europa. Dar, ca și toți oamenii, a murit și el. Și pentru că a fost o personalitate așa de influentă în lumea credinței, în lumea religioasă, cum spun politicienii, în cinstea lui pentru că a făcut onore Republicii Sud-Africa, i-au făcut o statuie pe care au pus o uh, într-o piață principală din uh, orașul Johannesburg. La 40 de ani după punerea acestei statui în orașul Johannesburg a lui Andrew Murray, un reporter american s-a dus acolo să facă un reportaj. Și ceea ce a observat omul acesta a rămas o adevărată uimire și a rămas uh, istorie. Bețivii și prostituatele nu îndrăzneau, după 40 de ani de la punerea statuiei lui Mărei în piața din Johannesburg, nu îndrăzneau bețivii și prostituatele să treacă prin fața statuiei pentru că se temeau că omul acesta este așa de sfânt că o să se întâmple ceva cu ei, o să-i trăznească Dumnezeu. Așa vorbeau ei. O influență extraordinară. Deși a murit, ce a făcut, a vorbit și după moarte. Elisei a murit, dar puterea care a fost peste el a rămas și după moarte. Asta nu însemnează că trebuie să dezvoltăm doctrine potrivit căria, și vă rog să mă ascultați cu atenție, nu sunt ironic, dar știți că sunt oameni care se duc la mormântul celor sfinți ca să absorbe putere spirituală de la uh, cei care au murit. Aceasta, asta este uh, misticism, este demonism, dacă vreți, uh, este ignoranță de-a dreptul, asta nu este uh, teologie biblică, pentru că este similară cu închinarea la moște din bisericile istorice. Și nu întotdeauna, de exemplu, moștele pe care le au și care fac atâta vâlfă în România și în, în țările care au predominantă credința ortodoxă sau romano-catolică, nu este întotdeauna sigur ale cui sunt oasele acelea pentru că nu vreau să fiu ironic, dar sunt biserici, v-am spus lucrul acesta, sunt biserici care pretind, în mediul ortodox și catolic, care pretind că au bucăți de oase din măgărușul pe care a călărit Domnul Isus Hristos când a intrat în Ierusalim. Și se laudă cu oasele acestea, că sunt oase sfinte. S-a sfințit măgarul dacă a fost călărit de Domnul Isus Hristos. Însă, S-a făcut o statistică, și nu este glumă, este realitate: adunându-se toate oasele din bisericile care pretind că au oasele din măgarul pe care a călă călărit Domnul Isus Hristos, adunându-se toate la oaltă, au rezultat 167 de măgari. <laughs> Oamenii intră de-a dreptul în aberații, în nebunii. Nu asta ne cere Scriptura, dar Scriptura ne cere să avem o viață sfântă care să influențeze chiar și după moarte. Amin? Acesta e răsunetul lucrării. Al doilea lucru pe care îl vedem și surpriza mare aici este răscumpărarea morților. Răscumpărarea morților. Nu! Nu am să vorbesc despre faptul că cineva a murit în păcat și dacă faceți o donație aici la Emanuel, păstorii o să-l trimită în rai. Sau dacă mergeți la biserica la care vă închinați, preotul sau mitropolitul sau cine-o fi mai marele bisericii o să facă o slujbă și o, o pomenie în memoria lui și o să-l trimită direct în, în rai. Dacă este după gândirea romano-catolică, undeva în purgatoriu, pentru că nu-i sigur dacă a fost bun sau rău și încă mai trebuie curățat, puteți să plătiți până când vă ruinați economic. Nu-l trece nimeni, nicăieri. A murit, este bun mort. A murit, este bun mort. Dar ceea ce spune istoria aceasta este ceva foarte profund. Uitați-vă, zice, și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat. Două lucruri spirituale, mari și practice se pot vedea în această minune. Primul lucru pe care îl putem vedea este acesta, nevoia de mântuire. Toți avem nevoie de mântuire. Știți de ce? Pentru că este o nevoie universală mântuirea. Efeseni 2 cu 1 la 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Era morți care umblam, morți vii. În care trăiam odinioară după mersul lumea acesteia. De aceea trebuiește ca toți să învieze. Trebuiește ca toți să fie expuși la Evanghelie. Este o nevoie de mântuire. Iar al doilea lucru pe care îl vedem în această istorie, la răscumpărarea morților, este mijlocul de mântuire. Frași și surori, domnilor și domnilor, uitați-vă cât de finuți prezintă Duhul Sfânt istoria mântuirii în această, istorie, în această minune. Uitați-vă cât de fiind nu Numai Domnul poate să facă lucrul acesta. Omul s-a atins de oasele lui Elisei, cum l-a aruncat acolo în neglijență, în mormânt, și a înviat. Ca noi să putem să înviem din morți, a trebuit să ne atingem de un alt mort. M-ați auzit? A trebuit să ne atingem de un alt mort. Cine este acesta? este Isus Hristos. Dar este un mort care a înviat din morți. Însă a trebuit să moară El ca să putem să înviem noi. A trebuit să moară Elisei ca să învieze mortul acesta. A trebuit să moară Isus Hristos ca să înviezi tu și să înviez eu. Taina este profundă. Este în cuvântul Domnului și Trebuie să o observăm ca atare. Și apoi, în al treilea lucru pe care îl vedem, este rezistența sau opoziția după înviere. Din nou, două lucruri se văd în istoria acestui om. Două lucruri. Primul este evidența învierii sau evidența mântuirii. Cuvântul Domnului spune în partea finală, versetul 21 din 2, împărați 13, am viat și s-a sculat în picioare sau pe picioare. Evidența că tu și cu mine suntem vii, că am înviat din moartea păcatului, este să stăm în picioare. Și dimineață, fratele păstor a citat din Efesen și mai ales din capitolul 6 când a spus că trebuie să punem pe noi toată Armătura lui Dumnezeu ca să putem sta în picioare. Dacă stai în picioare în încercare, dacă stai în picioare atunci când ești abandonat ca omul acesta, dacă stai în picioare pentru Domnul, pentru credință, atunci când toți te batjocoresc, te resping, este o dovadă, este o evidență că în tine puterea lui Dumnezeu este mare. Că în tine puterea vieții lui Isus Hristos, cel care a murit pentru tine ca tu să trăiești, puterea lui este mare în tine. Glorie Domnului! Deci aceea să avem grijă. Trebuie să stăm în picioare, iar dacă stăm în picioare, să avem grijă să nu cădem. 1 Corinteni 10 cu 12. Cine stăm în picioare, este un om activ în credință. Acela umblă. Și nu umblă de capul lui, nu umblă de capul ei, ci umblă călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Galateni 5 cu 16 și 17. Prin urmare, dovada că ai înviat din moartea păcatului, așa cum spunea Apostol Pavel, voi erați morți în greșelile și în fără de legile voastre. Dovada că am înviat este că stăm în picioare pentru Dumnezeu. Nu este o piscină de laudă, pentru că de aceea spune Apostolul Pavel. Cine crede că stă în picioare, se ia seama să nu cadă. Nu trebuie să arătăm cu degetul, ci trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea credința aceea prin care să rămânem credincioși. Și apoi este al doilea element aici, în rezistența sau opoziția la înviere. Pe lângă evidența mântuirii, este opoziție în mântuire. Cum vă spuneam la început, Marea surpriză a acestui mort înviat este aceasta. M-am atins de oasele lui Elisei și am înviat. Cât o să vină la mine să mă întrebe: Cum a fost întâlnirea cu Dumnezeu? Cum a fost întâlnirea cu Mihail, Arhanghelul Mihail? Cum a fost întâlnirea cu Îngerii? Marea lui surpriză este că după ce înviază, ca și după ce te mântui. Ce se întâmplă? Dacă în familie ești singurul credincios, ce zice familia? Bravo! Așa zice? Te abandonează. Omul acesta este abandonat. Este lăsat singur. Și nu numai că este abandonat, trebuie să înfrunte o armată de mercenari. Pentru că moabiți aceștia vin spre el. Ei nu aveau considerație pentru viața unui om, cum n-au nici astăzi criminalii, teroriști, islamiști. N-au niciun respect pentru viață. N-au niciun respect pentru bărbați sau femei, părinți, bătrâni sau copii. Nu este. Este respect pentru pântece și respect pentru închinăciunea lor demonică. Asta este respectul lor. Dar acesta nu este respect de oameni civilizați, de oameni credincioși, de oameni bună temători de Dumnezeu. Omul acesta are surpriza vieții lui. Trebuie să înfrunte o opoziție mare. Așa este când te scolă Dumnezeu din morți. Când te scolă din moartea păcatului, va trebui să înfrunți o oștire mare. De aceea trebuie să te îmbraci cu toată armătura Duhului Sfânt cu toată armătura lui Dumnezeu. De aceea ea trebuie să umbli nu prin puterea ta, așa cum va spune în vechime prin Zaharia, când Zorobabel vroia să construiască, să reconstruiască templu, aveau permisiunea de la împăratul Persiei, că de aceea au venit să reconstruiască Ierusalimul și templu, însă s-a ridicat opoziția, nu? S-a îmbalat, n-a murit nici astăzi, Duhul lui este viu și astăzi, opozanți sunt și astăzi, unde vrei să faci o biserică, are și satana membri ca să facă o sinagogă, însă acolo în Zaharia, la frământarea aceasta mare a lui Zorobabel, Dumnezeu îi spune lui Zaharia, lui Hagai, prorocilor din vremea aceea, merge și spuneți lui Zorobabel, apucă-te de construcție! Pentru că lucrul acesta, templu și lucrarea mea se va face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Orice munte care stă împotrivă va fi nimicit. Și de aceea și spune acolo, cine ești tu munte mare să te opui lui Zorobabel? Iată că te voi nimici. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cu noi este Dumnezeu. Dar împotriva noastră este o știre de edomiți și de moabiți. Asta se întâmplă la învierea din morți. Poate ești abandonat, poate ți-au spus părinții, pe noi să nu ne mai sun, pe noi să nu ne mai cauți. Știu că am întâlnit familii de felul acesta, am întâlnit tineri de felul acesta. Pentru că așa se întâmplă când te întâlnești cu cel prea înalt și ai fost atins de puterea morții și învierii Domnului Isus Hristos, Lumea, în loc să se mire de minunea care s-a produs cu tine sau cu mine, că ai părăsit păcatul, ai părăsit fără de legea, ai părăsit curvia, păcat, minciuna, neascultarea, ai părăsit toate lucrurile acestea, vine cu o logică de-a dreptul idiotică. Și spune, nu te mai cunoaștem, ne-ai făcut de rușine. <coughs> Dar când te închis pentru droguri, lei ai făcut cinste? Sau ți făcut cinste? Când trăiai în păcat și făceai toate fără de legile și ți-înșelai soția sau soțul sau făceai toate relele, atunci făceai cinste familie. Și acum că s-a pocăit, te-a făcut de rușine. Era o poezie românească. Lumea aceasta e pe dos. Toate merg cu capul în jos. Când nu cunoști pe Domnul, când nu cunoști pe Domnul, Vorbești ca fără Domnul. Iată că atunci când îl cunoști, chiar poate, dacă rămâi singur în fața opoziției și-a împotrivirii tale, Dumnezeu va fi cu tine. Dumnezeu te va ocroti. Dacă se întâmpla ceva cu omul acesta, autorul nu, nu uita să scrie lucrul acesta, dar omul a rămas în viață, de aceea nu mai spune nimic mai departe și a rămas ca să poarte mărturia aceasta. Deci, în viață, marea surpriză este aceasta. Ai răsunet și după moarte. Poți să influențezi patru generații cu păcatul tău, poți să influențezi o mie de generații cu frica de Domnul. Apoi răscumpărarea ta. Sau a mea, vorbește că toți avem nevoie de mântuire. Toți ne-am ne -am născut în păcat, toți ne-am născut în fără de lege. Și mijlocul de mântuire este moartea altuia. Și în în cazul de față, a Domnului nostru Isus Hristos. Isus este mai mare decât Elisei. Elisei va trebui să fie înviat de Domnul Isus Hristos. Dar. Slăvit să fie Domnul, că noi avem un har mai mare decât omul acesta care s-a sculat din mormânt. Avem un har mai mare pentru că Isus este mai mare decât toți. De aceea, dacă te-a atins Domnul, dovada că ești încă copilul Domnului, stai în picioare. Iar dacă ai o poziție și vei avea, și vom avea, și voi avea, nu te speria, pentru că așa cum s-a și cântat astăzi la noi aici, cel ce luptă pentru noi, și tot cel ce are toată puterea în cer și pe pământ, cel ce are numele mai presus de oricine în ceruri, pe pământ și sub pământ, cine este? Iisus Hristos. El este Domnul nostru, El este apărătorul nostru, El este Cel ce a murit și a înviat și pentru că El trăiește și noi vom trăi. Amin. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului să marcheze mai departe viața noastră cu puterea Evangheliei pentru ca răsunetul trăirii noastre să se audă și după moartea noastră, după plecarea noastră din lumea aceasta. Oamenii să vorbească nu de păcatele noastre, ci să vorbească de trăirea noastră în frică și în temere de Domnul. Aceasta va fi o onoare pentru Domnul, o onoare pentru memoria ta, o onoare pentru familie, o onoare pentru Biserica lui Hristos. Ne rugăm Domnului! Hale.